Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm călătoria noastră prin Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și ne oprim astăzi la Facultatea de Științe ale Educației. Este vorba despre o facultate care gestionează două domenii de studii, psihologie și științe ale educației, și propune două programe de licență. Este vorba despre psihologie și pedagogia învățământului primar și preșcolar, dar și programe de masterat, precum managementul instituțiilor educaționale, consiliere școlară și educație emoțională, comunicare didactică și reziliență în educație, precum și programul de formare psihopedagogică. Mai multe informații despre această facultate vom afla în minutele ce urmează de la cadrele didactice, reprezentante ale acestei facultăți, dar și de la studenți care ne vor împărtăși din experiența lor ce înseamnă să studiezi la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și implicit la această facultate. Ne aflăm la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și, după cum bine ați aflat din intro-ul nostru, discutăm despre Facultatea de Științe ale Educației. Alături de mine se află conferențiar universitar dr. Adina Colomeischi, decanul acestei facultăți, și conferențiar universitar dr. Nadia Serdenciuc, prodecanul facultății menționate. Bună ziua și mă bucur să ne revedem la o altă ediție de Se întâmplă la USV. Bună ziua și vă mulțumim că ați venit în spațiul academic al Facultății de Științe ale Educației. Încă din intro-ul nostru am menționat care sunt programele de studiu pe care facultatea le oferă. Însă am înțeles că de anul acesta veți oferi un alt program de masterat, un nou program de masterat, de fapt. Este vorba despre un program în limba engleză. Cum vă așteptați să fie primit acest program și ce abordări are, prezintă mai exact? Programul acesta este o noutate pentru învățământul academic sucevean, aș putea să spun. Nu neapărat pentru că este în limba engleză, pentru că mai sunt și alte programe în limba engleză. Însă este dezvoltat într-un consorțiu european, va fi finanțat de către Comisia Europeană prin programul european Erasmus Mundus și se adresează studenților din întreaga lume. De fapt, prima etapă a selecției participanților, cursanților la acest program s-a și realizat și putem să constatăm că programul a avut o mare atractivitate pentru profesorii tineri sau pentru viitorii candidați din întreaga lume, pentru că s-au înscris și au fost admiși studenți din mai multe continente, din America de Sud, din Africa, din Australia, din Europa, bineînțeles, din Asia, ceea ce arată că programul acesta, care are ca temă reziliența în contexte educaționale, aduce un plus de cunoaștere și de practică pentru a întâmpina nevoile actuale care există în educație și mai exact în formarea profesorilor care lucrează în medii vulnerabile. Programul este foarte generos și s-a dezvoltat începând cu anul 2016, am putea spune, pentru că în acest consorțiu lucrăm împreună cu partenerii noștri din 2016. Mai întâi am dezvoltat curriculumul, apoi planul de învățământ și, desigur, întregul demers a fost organizat de către universitatea noastră, astfel încât să obținem din partea Agenției Române pentru Calitate în Învățământul Superior să obținem avizarea, acreditarea, încadrarea în domeniul științei ale educației, iar în acest moment putem să spunem că vom începe să lucrăm și pe acest domeniu în contextul promovării rezilienței pentru și prin formarea profesorilor. Spuneți că s-au înscris foarte mulți studenți și străini, ceea ce înseamnă că facultatea are foarte multe parteneriate de mobilități Erasmus. Cum stăm la acest capitol? Probabil că aveți studenții care au venit cu Erasmus sau studenți plecați. Da, există o dinamică vie, așa să spunem, în ce privește accesarea mobilităților, atât din partea studenților noștri care își doresc să participe într-un stagiu de studiu sau într-un stagiu de practică într-o universitate parteneră din Europa, dar și studenți din universitățile cu care noi colaborăm. În fiecare an și în fiecare semestru există studenți care aleg să studieze la facultatea noastră, fie științe ale educației, fie psihologie. De exemplu, anul trecut am avut
studenți din Spania și din Turcia și din Indonezia. Anul acesta avem de asemenea studenți din Turcia și din Grecia, care au urmat diferite discipline în domeniul științei ale educației sau în domeniul psihologiei. Legat de programul acesta Reziliență, el este coordonat de către Universitatea Malta și se va finaliza cu o diplomă în cotutelă, astfel că celelalte universități partenere, alături de Universitatea Malta și Universitatea noastră, mai sunt Universitatea Lisabona din Portugalia și Universitatea Creta, iar alături de acest consorțiu care va oferi diploma finală, sunt o serie de instituții de la nivel internațional, universități cum ar fi Dalhousie din Canada sau Rijeka din Croația sau Örebro din Suedia sau Pretoria din Africa de Sud, universități care vor participa punctual în anumite contexte cu profesori, cu experiențe care să întărească formarea în domeniul rezilienței în contexte educaționale. În momentul de față, tehnologia avansează și educația trebuie să fie în permanență, să țină pasul, de fapt, în permanență. Cum priviți partea aceasta de tehnologizare în procesul de predare-învățare? Doamnă Prodecan, ce părere aveți despre treaba aceasta? În contextul în care procesul educațional încearcă să construiască o legătură autentică între predare și învățare, și din perspectiva aceasta vreau să subliniez asupra faptului că Universitatea din Suceava, prin Facultatea de Științe ale Educației, atât programele de licență, de masterat, de conversie profesională și programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică, încearcă să așeze o relație autentică între beneficiarul procesului de învățare și dimensiunea științifică și tehnologică, în sensul în care să valorificăm ipostaza de consumator de tehnologie și competențele digitale pe care beneficiarii noștri le au, în contextul de a le integra într-un mod activ și benefic formării și dezvoltării personale. Tehnologia încercăm să ne facem prietenă. Încercăm să vedem în același timp în ce măsură putem stimula beneficiarii să devină și creatori de știință și tehnologie, nu doar consumatori. Și în acest sens aș vrea să subliniez asupra faptului că prin departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul Facultății de Științe ale Educației propunem încă o șansă de profesionalizare pentru toți studenții Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în sensul în care, indiferent de specializarea, programul de studii, de licență sau de masterat la care aceștia se înscriu, pot dobândi o calificare suplimentară, cea de profesor în învățământul preuniversitar, urmând acest program de formare psihopedagogică, care se poate parcurge concomitent cu studiile de licență sau de masterat sau după finalizarea acestor studii în regim postuniversitar, cursantul având șansa să primească un certificat care îi asigură accesul la catedră și îi oferă o sumă de competențe specifice exercitării profesiei didactice. Ce înseamnă profesia didactică mai exact? A ști să predai, a ști materia sau ambele combinate și, bineînțeles că probabil presupune și un proces de formare continuu? Într-adevăr, avem o consistentă formare inițială care nu poate să asigure tot ceea ce presupune provocarea unei întâlniri cu beneficiarii procesului educațional. De aceea, și prin activitățile pe care le desfășurăm, facem o deschidere către formarea continuă și încercăm să așezăm lucrurile nu doar în zona transmiterii de informații, ci în zona formării și dezvoltării, pentru că o abordare contemporană a predării o subordonează învățării, centrând demersul didactic pe beneficiar, în sensul în care competențele științifice pe care le dobândesc studenții prin programele de studii pe care le urmează sunt completate de competențele psihopedagogice care le oferă posibilitatea să cunoască și să adapteze cerințele, provocările, experiențele de învățare la nevoile celui care învață și la perspectiva în care acționăm într-o manieră proactivă. Nu ne raportăm doar la contextul aici și acum, ci ne gândim că acest beneficiar se va încadra în câmpul muncii peste câțiva ani, când provocările societății vor fi altele. Așa încât trebuie să fim puțin
într-un context prospectiv, să formăm astăzi, dar cu gândul la mâine. Și dacă tot vorbeam de formare, știu că această facultate are și foarte multe proiecte și bineînțeles că sunt organizate și foarte multe conferințe cu tradiție. Ne-ați putea spune câteva cuvinte despre evenimentele pe care urmează să le desfășurați sau le-ați desfășurat de curând? Da, mulțumim pentru această întrebare. Aș putea să spun că este o preocupare majoră a noastră aceasta de a transfera cunoașterea și practicile educaționale în școli și asta le facem și acest transfer îl realizăm prin intermediul proiectelor, proiecte internaționale sau proiecte naționale în care suntem implicați. De exemplu, anul acesta derulăm un proiect internațional, tot de tip Erasmus, de cooperare strategică, care își propune să ducă în școală un model de evaluarea competențelor socioemoționale, astfel încât profesorul să dobândească, să folosească o serie de instrumente care să-i ușureze cunoașterea, procesul acesta de cunoaștere al elevului, folosindu-se de noile tehnologii. Deci, iată, încă o modalitate de integrare a noilor tehnologii, pentru că platformele electronice ajung să fie mult mai la îndemâna noastră, mai ușor de utilizat și profesorii și elevii la rândul lor le pot utiliza chiar și pentru a administra o serie de instrumente de cunoaștere sau de autocunoaștere. Pe de altă parte, tot în contextul acesta putem să vorbim de dezvoltarea unui, la nivelul facultății, de dezvoltarea unui laborator de gamificare în educație. Este o noutate tocmai care vine în întâmpinarea noilor tehnologii și valorificării tuturor acestor posibilități în contextul mai larg al proiectului Universității de Digitalizare. La facultatea noastră se va dezvolta acest laborator alături de un alt laborator în domeniul neuroștiințelor. Un alt proiect despre care știți probabil care s-a realizat la nivel național și încă urmează să se încheie în parcursul acestui an, este proiectul de educație timpurie care se adresează cu un program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, astfel încât acestea să obțină competențe de a lucra cu elevii de vârstă antepreșcolară, deci e vorba de segmentul de vârstă 0-3 ani. E un preambul sau un început legat și de care susține intenția noastră viitoare de a dezvolta un program de formare inițial un program de licență în domeniul educației timpurii. După cum ați mai participat, desigur, la întâlnirile și la manifestările organizate de facultatea noastră, s-a putut vedea că suntem foarte bine așezați așa în această zonă a relațiilor internaționale. Avem participări în asociații profesionale la nivel european și internațional, ceea ce face ca, de exemplu, colegii noștri din aceste rețele să aibă încredere în a organiza evenimente semnificative de marcă în universitatea noastră. Anul trecut am organizat conferința europeană ENSEC, conferința rețelei europene pentru competența socioemoțională. Am organizat conferința internațională a organizației, a asociației de formare, a Asociația Europeană de Formare a Profesorilor. Faptul că ne așezăm în acest context internațional, ne ține la zi cumva cu tot ceea ce se întâmplă, cu tendințele actuale în domeniul educației și nu numai atât că ne găsim noi la zi cu aceste tendințe, ele vor fi transmise studenților și duse mai departe în școli prin conferințe, prin manifestări, prin programe de formare pe care le adresăm profesorilor. Aceste manifestări reprezintă practic și o facilitate pentru studenți pentru că au posibilitatea de a interacționa cu tot felul de specialiști din domeniul lor de activitate. Știu că facultatea le pune la dispoziție studenților o serie de facilități, indiferent că vorbim despre burse, locuri de cazare și multe altele. Ne-ați putea detalia puțin aceste facilități despre ce ar fi vorba?
Sigur, la nivelul universității, toți studenții au acces la tot ceea ce propune universitatea, fie că e vorba de infrastructură, faptul că oferă condiții de viață decente, chiar foarte bune. Mă gândesc de multe ori că mi-ar fi plăcut și mie în urmă cu 20 de ani, mai bine de 20 de ani când eram studentă, să beneficiez de asemenea condiții și ne bucurăm. Mă bucur foarte mult că universitatea noastră poate să ofere studenților noștri aceste condiții de viață, atât în căminele studențești, în restaurantul universității, faptul că au acces la bazinul de not, de exemplu, orele de educație fizică și sport pentru studenții din anul întâi se desfășoară, o parte dintre acestea se desfășoară și în bazinul de natație, ceea ce e o oportunitate pe care foarte puțini studenți, cred că, din această țară o au, în afara faptului că doar probabil cei care sunt la educație fizică și sport. Însă noi vorbim de studenți la educație și psihologie care desfășoară activități de educație fizică la bazinul de natație. Biblioteca este foarte bine dotată și împreună cu colegii mei ne-am ocupat să recomandăm achiziții de lucrări prin proiectele pe care le-am mai avut. Am îmbunătățit fondul de carte în domeniul științele educației și în domeniul psihologie, astfel că de asemenea accesul la baze de date internaționale, jurnale internaționale unde putem să găsim cele mai noi cercetări în domeniu, studenții au acest acces direct din bibliotecă și acesta reprezintă un mare avantaj pentru formarea lor, pentru că sunt direcționați și în această zonă a cercetării pentru a identifica modalități prin care ei pot să facă un plus, să aducă un plus de cunoaștere, de înțelegere a domeniului practicii educaționale sau psihologice. Doamna prodecană, ce abilități sau competențe dobândesc studenții după finalizarea studiilor la această facultate și putem să mergem chiar pe specializări, În contextul în care ne propunem să formăm profesori care nu doar transmit, ci profesori care inspiră, aș vrea să punctez aici rolul comunității academice, care în cadrul Facultății de Științe ale Educației încearcă să și reușește să construiască un parteneriat autentic student-profesor și un mediu suportiv deschis. Avem cadre didactice tinere, entuziaste, implicate, ceea ce reprezintă un mare avantaj și valorifică în același timp inițiativele care vin din partea studenților. Atât în ceea ce privește orientarea lor în context științific, cât și susținerea dezvoltărilor personale. Și zic eu că ăsta e un mare avantaj pe care îl prezintă Facultatea de Științe ale Educației. Deci, pe lângă competențele academice, se adaugă cele care țin de cercetarea științifică și, nu în ultimul rând, cele care se ancorează în activitatea didactică, în ceea ce înseamnă managementul clasei, în posibilitatea de a utiliza strategii și metode didactice, în contextul integrării și a elementelor care vin din afară, vorbeați la început despre tehnologie, și în contextul în care încercăm să abordăm o viziune a unei școli deschise, care nu realizează, așa cum spunea John Dewey, pregătirea pentru viață, ci care încearcă să fie chiar viața. În curând se apropie admiterea, mulțumesc tare mult. Câte locuri aveți disponibile anul acesta pentru programele de licență, masterat? Programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar pune la dispoziția candidaților 100 de locuri, programul de licență Psihologie 50 de locuri, programul de conversie profesională, care în domeniul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, care este un program cu o specificitate aparte, în sensul că se adresează numai profesorilor care activează în acest moment în sistemul de învățământ și care aleg să obțină o nouă specializare în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar, și la acest program vom propune candidaților 80 de locuri. La masterat sunt în total 150 de locuri și ele vor fi distribuite pe cele trei programe în funcție de alegerile noastre viitoare. Masteratul este în domeniul științele educației. În acest moment sunt
trei direcții active: managementul instituțiilor educaționale, consiliere școlară și educație emoțională și reziliență în educație, programul despre care am vorbit și care se livrează în limba engleză. În ce privește programul de formare psihopedagogică, acesta are o ofertă largă de 1000 de locuri pentru toți studenții facultății, toți studenții universității, și în momentul admiterii, după ce au dobândit calitatea de student, deci după ce s-au înmatriculat pe un program de studii specific, studenții pot alege și se pot înscrie și la programul de formare psihopedagogică. Sunt mulți studenți care din primii ani de facultate renunță la programul de formare psihopedagogică. Se mai pot înscrie ulterior? Există posibilitatea înscrierii în cel de-al doilea an, pe formula 2-in-1. Ei solicită acest lucru și au posibilitatea să recupereze, în condițiile în care, iată, în primul an ei nu sunt foarte siguri pe ceea ce urmează să facă, însă există și varianta în care, dacă finalizează studiile universitare, pot accesa acest program la forma de învățământ postuniversitar în calitate de absolvenți. Poate atunci opțiunile profesionale sunt mai bine definite și și-au activat mai bine resursele pe care le au și poate și-au conturat o direcție mai clară în sensul accesării carierei didactice. Dacă e să ne raportăm la cariera didactică, ce mesaj le-ați transmite viitorilor studenți ale acestei facultăți, Eu le spun ca în fiecare an că a alege facultatea de științe ale educației, fie domeniul științe ale educației, fie domeniul psihologie, înseamnă a accesa un drum sau a intra într-o călătorie care duce spre calea împlinirii. Și asta înseamnă că vor dobândi toate acele calități de care au nevoie pentru a inspira pe alți oameni, vor putea să își pună amprenta personală prin propria lor dezvoltare, vor putea contribui la creșterea cunoașterii și bunătății în lume în general, prin faptul că vor susține dezvoltarea continuă a oamenilor, fie prin educație, fie prin optimizarea funcționărilor din perspectivă psihologică. Deci e o misiune, e mai mult decât a obține o carieră, de a obține un job, nici pe departe, înseamnă să-ți construiești o misiune în viață, să găsești un sens frumos spre devenire și împlinire. Împlinirea propriului potențial prin a face bine celor din jur. Mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Succes în tot ceea ce vă propuneți și cu noul program de masterat, și sperăm să ne revedem în curând la o altă emisiune. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Revenim în cele ce urmează cu partea a doua emisiunii. Rămâneți alături de noi!